Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și, ca de obicei, vă reamintesc cât de minunați sunteți. Fac astăzi citirea pentru următoarele 7 zile, așa cum deja v-am obișnuit. Să vedem ce ne aduce energia. Disclaimer sau specificație sau atenție. Citirea este una colectivă, în sensul că mesajul se adresează tuturor. Poate nu toți rezonați cu el, pentru că suntem unici și originali. Descarc informații din câmpul unificat de energie, unde noi le punem, le emitem, pentru că energia este informație. Tocmai de aceea dau și redau mai multe variante, pentru unii, pentru alții. Vă rog tare mult să vă folosiți discernământul. Nu puteți lua niște decizii importante în urma unor lucruri auzite pe YouTube. Da, vă poate ajuta, însă nu în totalitate. Să trecem la treabă și vă mulțumesc tuturor pentru sprijin, suport și pentru că sunteți aici și pentru că sunteți minunați și pentru că mă simt minunat atunci când studiez, când cercetez, când vreau să descoper, să aflu, ca să pot împărtăși nu doar cu voi, ci cu absolut oricine, cu toată lumea care are nevoie. Unul dintre motivele pentru care am început canalul, v-am spus, a fost tranzitul lui Pluton vărsător, pentru că știu și înțeleg ce impact major are asupra umanității la nivel general, pentru că sunt mamă și sunt vulnerabilă și îmi doresc o lume mai bună pentru toți copiii și pentru toți oamenii și multe altele despre care voi vorbi pe parcurs. Mulțumesc prietenei mele pentru acest set de tarot, este absolut superb. L-am primit cadou de ziua mea. Deci numai vești bune, vă trimit astăzi prin tot ce v-am spus, toată iubirea. Iubire, vă trimit iubire și vă doresc iubire și sănătate în fiecare zi și să nu uitați de cele 30 de minute și de timp pentru voi și de îmbrățișat pe voi și voi și de iubit și de mângâiat obrajii, pentru că meritați. Pentru că este bine să ne iubim, pentru că e bine să ne hrănim sănătoși și să avem grijă de noi, indiferent de provocările prin care trecem. Relație, planul material și emoțional sau sănătate. Ce are la bază energia de astăzi? Îngrijorare, un mesaj care mă poate îngrijora sau un mesaj pe care îl aștept cu nerăbdare, care are legătură cu un personaj cu o energie masculină predominantă, indiferent că sunteți doamne sau domni, din punctul meu de vedere. Un mesaj care are legătură cu stabilitatea, fie așteptați cu nerăbdare să primiți vești de la o persoană care v-a stârnit interesul sau despre care sunteți voi interesați acum, fie veștile care vin sunt neașteptate, vă surprind și atunci cumva s-ar putea să vă producă o emoție aparte. Aici pentru mine aceste două cărți, dacă ar fi să mă raportez la ele ca zodii, ar fi Rac și Gemeni. Ar putea fi și un Capricorn. Avem numerele 14, 1, 5, 16, Casa, 20, Renașterea, revenirea poate cuiva acasă, știți vorba fiului risipitor, poate fi vorba și despre un copil sau poate cineva acum să vă transmită ceva ce are legătură cu casa, stabilitatea voastră. 20 este judecata, care vorbește despre o revenire, dar la alt nivel. Sau poate fi, dacă aici avem îngrijorare,
Vorba despre cineva care nu își mai dorește să vină acasă sau poate stă pe gânduri. Avem mesaj și așteptări. Înainte să mă așez la birou, cred că am făcut 4 drumuri în căutarea obiectelor necesare pentru filmare. Deci posibil să fie o săptămână care are sau care implică multe drumuri, o ușoară agitație. Poate fi această energie de aer a mesajelor pe care am captat-o sau poate această expectativă, această așteptare a voastră să fie cumva ceva care vă agită acum, nu vă neliniștește, este mai corect spus. Cineva zăbovește în luarea deciziei, gândește foarte mult la acest lucru, cântărește, își cântărește cuvintele, își măsoară cuvintele, iar voi sunteți în expectativă. Deci posibil să vă vizualizați citind sau primind un mesaj de la persoana iubită pe care îl așteptați și nu mai vine, ca să știți ce faceți de acum încolo, ca să știți care este situația concretă. Dar vedeți că mesajul este scris, posibil să scrie și să șteargă sau să fi rămas un mail în draft, da? Acolo gata să fie trimis, dar încă nu a luat această hotărâre. De scris a scris. Sau hotărârea a fost cumva luată, dar nu a ajuns la voi. Pentru alții dintre voi, posibil să așteptați de la o instituție mare niște vești. Pot fi, nu știu, instituții care au legătură cu taxe, impozite, chestii de genul acesta, sau pot fi spitale, clinici medicale, să așteptați ceva ce pare că mai întârzie puțin. La relații avem regele de spade, 7 de bâte, luna, asul de monede, 10 de cupe. Wow, uitați, deci uitați, lupul este animalul care mie mi se pare perfect. De fapt, eu sunt așa cumva, am o inclinație către ce este canin, către cățeluși. Nu că nu mi-ar plăcea și pisicuțele, dar așa simt, așa vibrez. Incredibil. Poate cineva care are un cățeluș, poate fi husky, poate fi border collie, dar nu numai, pur și simplu cățeluș. Aici, regele de spade descrie un personaj destul de tăios, destul de acid sau de detașat emoțional, care, în acest moment, are o poziție foarte fermă în ceea ce vă privește sau într-o direcție despre care voi nu știți și s-ar putea ca pentru unii dintre voi așteptarea să devină realitate în sensul că veți fi foarte, foarte fericiți în momentul în care veți primi veștile și măcinarea aceasta să aibă legătură cu luna, care creează un pic de disconfort emoțional, dar și de nebuloasă. Iar pentru alții dintre voi așteptați o finalitate care poate fi organică sau poate fi abruptă, depinde de caz, dar care vă va deschide poarta către rai. Știți, poarta raiului, 10 de cupe, împlinirea sufletească, asul de monede, printr-o conexiune foarte stabilă. Pentru alții dintre voi, persoana la care vă gândiți voi acum știe ceva, ce vă nu vă spune, posibil unora dintre voi să li se pregătească o surpriză, deci cineva să joace un rol pentru că vor să vă facă o surpriză și atunci toată neștiința voastră sau toată această expectativă voastră să vă ducă către un drum, dar voi de fapt să nu bănuiți ceea ce urmează să se întâmple. Iar pentru alții dintre voi, acestea sunt niște flori de nu mă uita, un personaj vulnerabil care se gândește, care nu v-a uitat, nu v-a uitat, dar care sub o formă sau alta are o poziție foarte fermă în acest moment sau este foarte rece sau pur și simplu nu știe să transmită emoție. Nu știe. Sunt oameni care nu știu
Știți expresia are gura mare, dar este bun sau bună la suflet? Și la ce ajută? Pentru că limbajul iubirii e diferit pentru toată lumea. Nu mă ajută dacă ești bun la suflet, dacă eu nu simt asta. Avem 9 de monede. Cineva, să știți că pentru unii dintre voi își dorește să devină independent în relație, deci posibil unii dintre voi, cu părere de rău, să primiți ceva de genul citație pentru divorț sau actele pentru divorț, pentru că persoana la care vă gândiți voi a pus stop, sau voi să fiți cei care în sfârșit luați hotărârea și transmiteți persoanei voastre de interes actele pentru divorț sau decizia finală într-o relație dacă nu erați căsătoriți. Și prin 9 de monede, implicit ajungeți la 10 de monede, dar și la asul de monede care deja ne-a ieșit aici, adică veți avea o altă haită, cum este lupul, veți avea o altă familie, puteți să vă integrați într-o comunitate nouă unde veți fi și sprijiniți, iar pentru alții dintre voi, persoana la care vă gândiți voi în acest moment este singură, dar nu vă spune, pentru că asta ar face-o sau l-ar face să se simtă vulnerabil și în consecință joacă un rol, rolul regelui de spade, sunt bine, sunt bine, sunt împlinit, dar să fie contrar realității. Iar pentru alții dintre voi care sunteți persoane singure acum, să știți că se aliniază cumva vortexul energetic pentru ca voi să fiți surprinși de o invitație undeva. Cineva vă place și își dorește să vă invite la o întâlnire. Iar aici avem judecata, v-am spus că este o temă a arcanei judecata aici. Avem bufnița, ceva ce trebuie să se întâmple, ne ridicăm la un nivel mai înțelept. Are legătură cu înalta preoteasă, vor ieși la suprafață aceste lucruri, deci veștile la care voi vă gândiți acum sau lucrurile la care vă gândiți și pentru care nu aveți claritate, vor ieși în lumina zilei, se vor clarifica. Pentru alții dintre voi cineva revine, dacă posibil, nu știu, sau dacă ați fost implicați în vreun trio amoros, atunci persoana la care vă gândiți voi acum este liberă, nu mai are niciun alt fel de atașament aici, sau a divorțat. Și voi nu știți. Și atunci s-ar putea ca voi să vă apărați sau să vă curteze cineva despre care nu știți ce status al relației are și posibil să-i țineți cumva la distanță. Însă ei chiar sunt sinceri, pentru că regele de spade poate fi și sincer, dar poate fi și ușor manipulator. Și de aici să apară confuzia aceasta. Dar judecata spune o revenire sau poate discutați, sunteți în tratative de împăcare cu cineva și stați cu sufletul la gură pentru că nu știți unde va duce drumul. 6 de monede. Drumul va duce la un echilibru cumva. Vă veți regăsi într-o poziție de echilibru, dar care vă redă puterea pentru că vă simți și pe voi ușor vulnerabili. Va fi cumva un deznodământ bun. Nici prea prea, nici foarte foarte, dar un deznodământ cu care să puteți lucra și înainta de acum încolo în viața voastră. Pentru alții dintre voi, da, se poate întâmpla să revină cineva, veștile să fie unele, poate nu neapărat ceea ce așteptați, dar să fie bine așa cum este. Văd o persoană foarte atrăgătoare, posibil să aibă ochelari, părul ușor ondulat aici. Și asul de cupe. Iar pentru alții dintre voi, să știți că veți avea parte sau puteți avea parte de o surpriză care înseamnă cerere în căsătorie. Cineva realmente să joace un rol, să facă șotii, să pară rece, pentru că de fapt în culise se plănuiește o schimbare foarte mare. Plănuiește această persoană o schimbare foarte mare, care poate fi inclusiv cerere în căsătorie.
pentru că am asul de monede, asul de cupe, 10 de cupe și 9 de monede. Deci pentru voi, cei care sunteți singuri, poate fi cineva acum să vă cucerească și să ducă către împlinire, sau pentru cei care sunteți într-o relație, cineva să se joace așa, mai ales că filmez pe 1 aprilie, iată că nici nu mi-am dat seama, deci ar putea să aveți parte de un prank, știți, de o farsă. Cineva să facă ceva de genul acesta, sau pur și simplu să aibă un fel de umor negru, iar voi să interpretați complet greșit acțiunea. Vedem. Pe plan... Oh, ce frumoase sunt, uitați! Oh. Pe plan profesional avem regele de băte, asul de spade, cavalerul de spade, regina de cupe, 9 de cupe și 3 de cupe. Dragilor, aici semnați o ofertă de promovare. Să știți că unii dintre voi veți primi o promovare sau poate acte adiționale dacă lucrați în companii mari de genul corporații. Primiți o mărire, mărirea aceea anuală, se fac niște evaluări la care voi veți lua scor maxim. Sau cum aveți acolo, dar ceva de genul acesta. Alții dintre voi aveți o reușită care implică niște cursuri sau niște acte care vă încununează. Este ceva ce v-ați dorit de foarte mult timp. Reușiți să vă înscrieți la o facultate sau porniți pe un drum al cunoașterii care vă ajută extraordinar de mult. Este ceva ce iubiți. Mesajul acesta, adică ce spun acum, este cumva dedicat celor care își iubesc din suflet meseria. Pentru alții dintre voi este o promovare în cadrul aceluiași serviciu, chiar dacă nu aveți nicio altă poziție deasupra voastră, ceva în plus, fie responsabilități în plus, dar care să vină și cu bani în plus. Pentru alții dintre voi obțineți viză cetățenie sau începeți demersurile. Alții dintre voi vă cumpărați bilete de avion sau de călătorie pentru a vă întâlni cu cineva, cu persoana pe care o iubiți. Alții dintre voi, fie primiți cadou, fie vă faceți voi cadou, o călătorie acum, vă achitați vacanța, vă bucurați, stați cu sufletul la gură. Alții dintre voi cercetați piața pentru o achiziție și găsiți ceva exact așa cum vă doriți. Posibil o casă sau pur și simplu vă cumpărați ceva ce v-ați dorit de foarte mult timp. Care, da, s-ar putea să vă ajute și la serviciu, dar nu numai. Iar regele de băte aici spune șef, poziție înaltă. Dacă sunteți la pensie sau ceva de genul acesta, nu știu, aveți o bucurie, aveți o bucurie. Primiți niște bănuți sau primiți un cadou sau aveți o bucurie. Nu contează cum. La nivel de stare emoțională, uitați aici ce frumuseți, uai, eu le-am văzut, dar tot mă minunez, ia uitați. La nivel emoțional, regina de băte, 9 de băte, diavolul, temperanța și cavalerul de monede. Deci la nivel emoțional vi se pregătește ceva, dar nu aveți vizibilitate. Și trebuie să aveți răbdare, pentru că în acest moment, pentru că voi nu știți, deoarece nu aveți complet vizibil ce se petrece acolo, vă enervați. Vă apucă așa o supărare. Și posibil să atacați sau să vă simțiți răniți. Însă în spate sunt niște intenții foarte bune, adică cineva depune un efort aici pentru ca voi să fiți bine. Pentru că vă îndrăgește foarte mult. Pentru alții dintre voi aici, să știți că s-ar putea cineva să vă abordeze. Dar așa la nivel de one night stand, adică doar pentru o noapte, să vă facă avansuri, dar avansuri mai superficial, așa, nu cu sufletul, mă înțelegeți? Și voi să spuneți stop, nu sunt genul acela. Pentru alții dintre voi, acest
Această stare emoțională implică ceva ce are legătură cu copiii care vor să facă ceva anume, sau un copil dacă aveți doar unul, și nu sunteți de acord. Și voi le explicați, uite, este mai bine așa, dar copilul care are haita sa o ține pe a lui. Iar voi, evident, vă enervați, intrați în vibrație joasă. Medical vorbind, vă simțiți lipsiți de putere. Atenție la palpitații. Unii dintre voi sunteți cumva necăjiți că nu reușiți să vă faceți o programare undeva. Vreți o soluție repede pentru că vă doare ceva posibil foarte tare. Aveți o durere pe care vreți să o rezolvați și se tot amână niște lucruri sau merg foarte greu. Regele de spade. Iată că are legătură cu acest rege de spade de aici. Deci posibil acel rege de spade să vă facă, v-am spus, în culise ceva și să vă surprindă foarte frumos, dar voi să nu știți despre ce este vorba și să reacționați, evident, în necunoștință de cauză. Pentru alții dintre voi vă doriți neapărat o programare la un anume medic sau un anume cadru medical. Și cumva este o întreagă provocare acolo în acest demers. Iar pentru alții dintre voi s-ar putea într-adevăr să vă neliniștească incertitudinea în ceea ce are legătură cu familia voastră, cu acel copil, cu studiile, poate nu performează în școală, poate lucruri de genul acesta, sau să descoperiți că voi știați că studiază ceva și respectivul copil să se fi lăsat de studii. 7 de cupe. Neclaritate, dar în egală măsură veți avea o alegere cumva de făcut sau trebuie să vă gândiți foarte bine ce vă doriți și pe ce drum veți să mergeți, dacă vă aliniați la o vibrație înaltă sau joasă. Iar aici văd că vă liniștiți, că vă îndepărtați și că vreți să înlăturați această vibrație joasă din viața voastră, să vă vedeți de ale voastre cumva. Și bine faceți, 6 de monede vine și confirmă ca și aici că până la urmă lucrurile se rezolvă exact așa cum trebuie. Nici în plus, nici în minus. Întreaga săptămână vom fi susținuți de longevitate, semnul scorpionului, adică până la urmă va ieși la suprafață, iese soarele în privința pe care noi ne-o dorim. Avem ora 16 și 10, numărul 39, deci se va materializa din eter. Ce nu știm acum ajunge la un punct culminant, da? La un desnodământ corect și succes. O cheie. Poate vă este testată răbdarea, 20, poate cineva se întoarce acasă, dar s-ar putea să se întoarcă acasă pentru că am balanța și care vorbește despre relații și 20 judecata. Să vă lase cheia, dar acest lucru să fie un succes, pentru că altfel aveți scurgere energetice, aceasta este menta și știm cu toții la ce ajută menta. Sau, în sfârșit, cineva vine acasă și vă armonizați în cuplu, nu mai aveți dureri de stomac. Pentru alții dintre voi simțiți fluturi în stomac pentru că cineva revine. Sau pur și simplu voi veți avea o săptămână foarte bună cu o ocazie foarte bună să faceți niște lucruri importante pentru voi. În dragoste lucrurile vor evolua. Văd galben, stomacul, plexul solar, încredere, trebuie să aveți încredere. Taur, în simțurile voastre, dar cele fizice, în ce vedeți, ce auziți, ce gustați, ce simțiți. Iată că ceva se echilibrează până la urmă, treceți printr-o etapă, dar care ajunge la un desnodământ corect.
În relație sau posibil cineva să vă ajute aici pe planul emoțional sau la serviciu, să aveți parte de recunoaștere, niște vitamine sau vă lipsește curajul sau vă simțiți cumva lipsiți de curaj și de puterea de a decide într-o privință, libelula spune că situația este fertilă, că ceva va ieși din această poveste. Este o săptămână fix așa cum o veți resimți, pentru că așa trebuie să fie. Am o cruce aici, fie un simbol al încrederii în divinitate, fie să vă liniștiți. Am trifoiul cu patru foi, încă o cruce. Nu, nu este o cruce, iertați-mă. Se grăbește o inițială F sau ziua de vineri va fi foarte importantă. Trifoiul cu patru foi, v-am spus, pe plan financiar, iată și un palmier, ori o vacanță, ori faceți ceva care vă stimulează veniturile, nu știu, vă cresc veniturile cumva. Un berbec avem aici și un taur. Luna aprilie, Mercur în taur, lucrurile vor căpăta claritate începând cu 3 aprilie. Șoricelul și veți ști cam în data de 6 aprilie, când este luna plină, cum și în ce modalitate să abordați treaba. Nasture și 2 chei, vedeți că este 3 chei. Posibil are legătură cu familia voastră această săptămână. Deci sunt 3 chei. 3 este materializarea din eter, care va aduce cheia în planul fizic, reușita. Albinuța va face ca lucrurile să funcționeze. Unii dintre voi veți ieși în oraș cu cineva care vă invită, pentru că are sentimente pentru voi. Da, o întâlnire, vedeți, masculin și feminin, din care potențialul de reușită este major. Avem steaua, este un sens în toate aici. Avem un început puternic, vedeți, full, nebunul, sau capăt de drum, finalitate, sfârșit. Avem RR, este ca și când ați da o restanță. Unii dintre voi reușiți aici să achitați niște restanțe, niște datorii restante, sau cineva vă înapoiază niște datorii restante. Iată, junior, copilul, poate aveți provocări cu copilul care se poartă imatur sau vă simțiți voi mai obosiți din această pricină săptămâna aceasta. RR, cineva revine. Rul, poate cineva a încălcat o regulă sau poate conduceți ceva, deci veți avea o putere de decizie, o promovare. Aici avem Franța, dar nu numai, dar în Franța erau regi, dinastiile și așa mai departe, deci o recunoaștere publică puteți avea în comunitatea voastră. Rough, ceva ce este foarte dur acum se liniștește de luni până joi, de luni până joi vineri. Deci va fi o săptămână destul de agitată, exact cum am spus, dură în sensul de cu multă acțiune. Să vă odihniți. Fur. Ok, atenție, da, la lucrurile pe care le pierdeți sau la ce faceți săptămâna aceasta, să nu vă fie înstrăinate niște obiecte. Ruj, ieșiți în oraș. Cineva, pe unii dintre voi, vă va invita la o întâlnire. Jur, jurământ. Deci un jurământ, fie se reînnoiesc jurămintele, fie jurămintele gata, sunt la capăt de drum și sunteți liberi. Rol, căpătați un alt rol, poate vă schimbați numele sau titlul. Jul, atenție la zgârieturi și doar ce mi-am dat seama că m-am julit pe mână, nu știam ce mă ustură. Atenție la julituri, la zgârieturi, la înțepături. Urlă. Încercați să vă calmați, da? Pentru că v-a apărut diavolul acolo. O săptămână calmă trebuie să fie, calmă. Cam atât. Eu vă doresc tare mult să aveți o săptămână bună. Ca date v-am spus, avem 14, 1, 20, 7, 28 sau 27, 15, 16, poate fi data de 8, de asemenea data de 10. Ca semne astrologice
Avem toate semnele de apă, avem Taurul, avem Scorpionul, avem Racul, Peștii, avem Vărsătorul, avem Săgetătorul și toate semnele de pământ la relație. În zona aceasta financiară, să-i spunem, avem Leul, avem Gemeni, avem toate semnele de aer, avem Rac, avem Pești, avem Pești. Iar în zona aceasta emoțională avem Capricornul, avem Taurul, avem Pești, avem Vărsătorul, avem Săgetătorul, avem Pești din nou, avem toate semnele de pământ preponderent Fecioară, avem Săgetătorul și avem Leul. Vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să aveți o săptămână minunată. Pa, pa!